Bine v-am găsit, dragii mei! Sunt Bogdan Papacosta, este o nouă ediție a emisiunii Ziua și Cartea. Astăzi vorbim despre ce ne face sănătoși și cum ar trebui să ne comportăm și ar trebui să mâncăm pentru a fi sănătoși. Volumul se numește Sănătos fără toxine și aparține lui Robert Morse, apărut la paralela 45 în colecția de cărți practice. Să trăim sănătos fără toxine, pe mine m-ar fi interesat cum aș putea să trăiesc sănătos cu toxine. Dar se pare că e o variantă de viață la care știința încă nu a ajuns. Sper să se întâmple cât mai curând și asta. Ce spune Robert Morse în cartea lui? Spune că, de fapt, sănătatea e o chestiune integrată. Nu ține numai de ce mâncăm, nu ține numai de... cum trăim în general, de cum gândim, de cum simțim. Ține de tot felul de factori care înseamnă mai mult decât... hrana sau decât vitaminele pe care le înghițim. Așadar, să trăim sănătos fără toxine nu se referă numai la o dietă, se referă, de fapt, la un mod de a fi, la un mod de a trăi. Mi-a plăcut aici, la Instrumente pentru viață sănătoasă, în capitolul 9, mi-a plăcut înșiruirea celor 9 obiceiuri sănătoase. Obiceiul 1, uitați cu ce începe, fi îngăduitor cu tine însuți. E bine, eu zic că asta se poate rezolva cu mare ușurință. În general, suntem mai îngăduitori cu noi decât ar trebui, deci în regulă, pe asta zic eu am rezolvat-o. Obiceiul 2. Meditație. Relaxare, relaxare, relaxare. Am și aici ceva de comentat. Meditația presupune un fel de încordare la alt nivel, un fel de concentrare atenției. Meditație nu înseamnă să te întinzi pe un hamac și să te uiți cum trec nori. Aia nu-i meditație, dar probabil că acest cuvânt este atât de relaxat el însuși și poate fi întins semantic atât de departe, încât iată se potrivește și în acest context. Așadar, meditație, relaxare, relaxare, relaxare. Obiceiul 3, exerciții fizice. Obiceiul 4, exerciții de respirație profundă. Obiceiul 5, igiena pielii prin feriaj pe uscat. Aici deja se complică puțin lucrurile, asta nu mai face parte din viața obișnuită. Apoi, saună și băi de abur. Slant boarding. Haideți să vă spun ce e un slant boarding, la obiceiul 7. Exercițiile de slant boarding se fac pe o planșă sau o masă înclinată la un unghi de 45 de grade. Întins pe această planșă cu capul mai jos decât picioarele, îți poți îmbunătăți circulația cerebrală și intensifică fluxul limfatic în zona periferică a membrelor inferioare. După atâția ani petrecuți în poziție bipedă, gravitația își revendică drepturile. Oamenii ajung să aibă o proastă circulație cerebrală și la nivelul picioarelor și tălpilor formează edeme. Pielea și organele se lasă, restricționând astfel funcționarea sănătoasă a organismului. Metoda planșei inclinate este o modalitate minunată de a restaura circulația sangvină către creier. Această metodă este utilă și pentru organele interne, eliberând o parte din presiunea pe care o exercită gravitația asupra lor. Aduceți-vă aminte de obiceiul șerifilor din westernuri de a sta cu picioarele pe masă. Nu era o chestie nepoliticoasă, era o chestie care ținea de sănătate, după cum se vede și în obiceiul 7, slant boarding. Asta făceau șerifii, deci în filmele, în westernuri. Obiceiul 8, cromoterapia. Haideți să vă citesc ce înseamnă asta. Orice ființă vie caută soarele într-o formă sau alta pentru a primi de la acesta energia vitală și forța tămăduitoare. Lumina solară ne pune la dispoziție întregul spectru cromatic tămăduitor, iar fiecare rază de culoare distinctă oferă o energie unică vindecătoare pentru organism. Fiecare culoare induce un efect specific asupra țesutului. Combinate, toate razele solare de culoare diferită furnizează o puternică energie tămăduitoare care se răspândește în toate celulele organismului, energizând, vindecând și fortificând fiecare celulă în parte. Totuși este important să nu exagerăm folosind energia solară. Soarele este acid prin natura sa, iar expunerea exagerată la soare este la fel de rea ca și lipsa totală a luminii și căldurii solare. Majoritatea oamenilor au și așa o aciditate prea ridicată în organism. Acesta este motivul pentru care unora nu le place soarele, iar alții se ard imediat când fac plaje. Cu cât crește mai mult alcalinitatea din organism, cu atât o să vă placă mai mult soarele și puterea sa tămăduitoare. Bucurați-vă de Dumnezeu și de natură. Faceți băi de energie. Energiile circulă libere în jurul nostru și prin noi. Bun, asta ar însemna deci să stăm mai mult la soare și eventual, dacă se poate, să folosim lumină de anumite culori. Iar obiceiul 9, reflexologie la nivelul membrelor. Acizii uric, fosforic, lactic și așa mai departe formează cristale, iar rezidurile metabolismului celular se acumulează sub terminațiile nervoase aflate la nivelul membrelor inferioare. Cum aceste terminații nervoase din talpă transmit reflexe către restul organismului,
acizii și toxinele astfel acumulate pot genera efecte devastatoare în regiunile respective. De fapt, terminațiile nervului care deservește inima sunt localizate în palme și în talpa piciorului. Când cristalele de acid sau orice acumulare de toxine afectează terminația acestui nerv, apar palpitații cardiace, hipertensiune arterială în poziția în picioare sau mers, dureri toracice și altele. Acest lucru se poate întâmpla cu orice organ și glandă din organism, fiindcă terminațiile nervilor care le deservesc sunt situate la nivelul palmei sau tălpii. Prin masarea zilnică a mâinii și a labei piciorului, acizii cristalizați și depozitele de toxine se vor topi și astfel simptomele vor dispărea. Sună ca o poveste ca o mie și una de nopți. Reflexologia este o știință extraordinară. Am reușit să salvez viața a 3 persoane aflate în stop cardiac folosind tehnicile de reflexologie. Iată încă una din științele necomplicate și la îndemână care ne pot scuti de multă suferință. Studiază și învață despre acest sistem capabil să îmbunătățească sănătatea. Bun, ați înțeles cam ce ar trebui să faceți pentru a fi mai bine? Să vă mișcați în primul rând, să stați mai mult la soare și să folosiți slant boarding-ul. Haideți să vorbim despre cele 3 cauze majore ale bolilor. Prima cauză majoră este epuizarea inerentă sau genetică. Avem în noi, deci, boala și ea, la un moment dat, din cauza că celulele se epuizează, boala se declanșează și asta ar cam fi tot. Cea de-a doua cauză majoră, toxicitatea. Iar cea de-a treia cauză majoră este hiperaciditatea sau acidoza. E o teorie foarte interesantă care spune că după ce mâncăm ce n-ar trebui, alimente toxice, dacă bem, dacă fumăm, dacă consumăm prea multă ciocolată sau prea multă cafea, echilibrul pH-ului, știți, renumita reclamă, din organismul nostru se schimbă, se dezechilibrează, devenim prea acizi, iar aciditatea asta, cristalele acide din noi se depun la încheieturi, se depun pe organe și produc inflamație și din cauza asta ne îmbolnăvim. Ca să scădem aciditatea, e nevoie să consumăm legume nepreparate, hrană nepreparată în general și în felul ăsta vom deveni alcalini. Să trăim sănătos fără toxine, îmi reiau dorința ardentă de la începutul emisiunii, aș vrea să trăiesc sănătos, dar cu toxine. De fapt, aici este marea problemă a noastră a tuturor. Robert Morse, o carte apărută la Paralela 45, Cărți practice, eu zic să o citiți pentru că o să vă facă foarte bine. La revedere pe data viitoare!